De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința integrală a Consiliului Local din Onești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Domeniul de câte dumneavoastră, colegii mei, că prezența se face cu ziua domnului Marcel și probabil colegii mei din Parlament, tot la fel cu ziua domnului Marcel spunea. Restul de Dumitru nu mă știe. Vă mulțumesc. Dumitru mi-a pus mama ca fiind născut pe 29 octombrie, fiind Dumitru cel mai apropiat de sărbătoare, de-aia mi-a și pus ședința cu o glumă. Aș fi adus și o șampanie, dar având în vedere că luați-o ca un compliment presa, câinele de pază a democrației. Dacă aduceam o șampanie, probabil că apărea în presă. Dar eu respect presa, pentru că democrație fără presă și fără opoziție nu există, așa că vă rog și la o prăjitură aici. Dacă sunt observații la ordinea de zi. Există o problemă cu suplimentarea pe care am primit-o la ora aproape 13:40, nu știu, 13:45, foarte târziu, adică la comisie nici măcar n-am știut că există această suplimentare, am dezbătut proiectele ordinii de zi fără să ne uităm pe suplimentare. Dacă considerați că poate să vă explice doamna director prezentăți doar proiecte de, legate de fonduri. Dacă nu le retragem, mai facem o de îndată mâine. Nu e niciun fel de problemă. Nu cred că vreunul dintre colegii consilieri a apucat măcar să se uite pe ele. Dacă vă puteți, ideea este, nu a vrut nimeni să ajungă atât de târziu. Toate se fac contra cronometru. Dacă considerați că nu vă poate lămuri doamna director acum când ajungem la proiect, e vreo problemă, retrag, facem mâine de îndată că trebuie să le trimitem repede și mai facem mâine o ședință, fără niciun fel de probleme. Înseamnă că patru proiecte sunt cu spitalul, două dintre ele sunt angiografului, am aprobat împreună cu Consiliul Județean achiziționarea angiografului, făcându-se o economie la această achiziție prin TVA, s-a stabilit împreună cu Consiliul Județean ca diferența de bani care le-a urmat să facă lucrările necesare pentru montarea în acel spațiu angiografului. De aceea au apărut două proiecte pe ordinea de zi 1, prin care se modifică acordul de asociere și discutat cu Consiliul Județean, prin care diferența de bani nu se duce la angiograf, ci la lucrările necesare pentru instalarea angiografului. A doua este aprobarea indicatorilor tehnico-economici tot de la spital pentru lucrările de amenajare și avem actualizarea studiului prin care s-a aprobat dotarea ambulatoriu. Două aparate am încercat achiziționarea lor conform studiului inițial și nu n-am găsit operator. S-au modificat pe piață. Acele aparate nu mai sunt pe piață, motiv pentru care s-au solicitat oferte și a venit de la spital cu altă necesitate. Se aprobă studiul. Noi deja am demarat achiziția. Sunt proiecte care trebuie să fie și finalizate până pe 31-12. Deci dacă nu aprobați, trebuie să facă act adițional la minister și nu am timp. Și pe lângă cele patru de care reabilitarea spitalului, proiectul mare, mi-a venit documentație de la spital prin care îmi solicită pentru actul adițional cu ministerul pentru ordonanța 64, actualizarea indicatorilor și atunci este necesar că după ce aprobăm noi să duc la ADR pentru verificare și de la ADR la minister și trebuie finalizat până la 31-12. Asta este urgența. După aceea mai am încă două proiecte de aprobarea unor indicatori tehnico-economici, documentații tehnico-economică DALI, la fază DALI. Avem contracte de finanțare care sunt aprobate pe PNRR. Aceste contracte de finanțare au termene foarte clare în care eu trebuie să le pun la dispoziție documentațiile tehnico-economice și să demarez achizițiile de proiectare și execuții. Astea sunt urgențele, noi suntem condiționați și de niște contracte de finanțare și este foarte adevărat faptul că
nu avem termene foarte lungi. Ținem de, pentru a vă putea prezenta dumneavoastră, noi trebuie să primim documente de la proiectanți, de la consultanți și suntem condiționați de termenul foarte scurt în ceea ce privește PNRR-ul, dar și în ceea ce privește POR-ul, pentru că trebuie finalizate și lucrările tot până la 31 august. Eu sunt convinsă că nu e rea credință, sunt convinsă, dar măcar cu 2-3 ore înainte de ședință, cred că s-ar putea să primim materiale, pentru că vorbim de sute de pagini care au fost comunicate. Adică aceste nouă proiecte au și anexe foarte mari. Daliurile, la acolo cu daliuri. Urmează să apreciați în funcție de asta. Adică, nici noi nu putem să intervenim foarte mult la documentațiile tehnico-economice pentru că sunt date de proiectanți, verificate de verificatorii de proiect. Ori în condiții în care noi avem contracte de finanțare și ei sunt specialiști pe domeniile acelea de activitate, nu pot să impun unui proiectant să modifice o documentație pe care el și-a asumat-o. Respectă tema. Dar vă considerați să trebuie retras, le retragem și facem mâine altă ședință. Suntem între Ciocan și Nicovală, pentru că e vorba de niște proiecte care sunt convinsă că e necesar să fie aprobate, dar măcar cu 2 ore, dacă le primim, măcar să avem... Imaginați-vă că au tras de ei să ajungă la ședință, măcar să nu mai convocăm încă o ședință. Dar nu-i niciun fel de problemă, mai facem planul. Pentru că sunt proiecte de discutare și normal să fie aprobate astăzi. Da, fie și mâine, că nu mai contează o zi. Nu am acum. Legal, eu sunt de acord cu colega mea și este ok. N-ar fi normal să blochez niște proiecte pe care nu am putut să intre. Dar putem face și altfel. Putem lua o pauză, nu știu, de jumătate, de o oră, înainte sau după începerea ședinței, pentru a verifica acele proiecte, ne adunăm iarăși și le votăm. E normal că astăzi proiectele de la spital să plece. Eu propun să facem o pauză după ce terminăm proiectele de pe ordine. Dacă este noi, eu să prezentare. Da. O pauză de jumătate de oră, apucăm să citim. Eu recunosc că în jumătate de oră am putut să descoperi toate proiectele. În lor, există vreo posibilitate să intervenim asupra datelor din proiect? Nu. Păi atunci, dacă n-am cunoștință, vreau să-l citesc, dar pauză de o oră... Vă rog, domnul secretar. În mod normal, articolul 135 spune că ordinea de zi se votează cu majoritatea consilierilor prezenți. Dacă majoritatea consilierilor prezenți consideră că sunt lămuriți asupra proiectelor, ceilalți au posibilitatea să abțină sau să... Noi nu suntem împotriva ordinii. A fost o chestiune legată din maniera în care... Am înțeles. Ni s-au dat explicații de către reprezentantul serviciului de specialitate, explicații care sunt binevenite și care au lămurit situația în parte. Cei care au făcut toate documentele și au asumat prima dată ei, că lucrurile sunt de regulă. De fapt, Anil, acum ne-a povestit ceea ce noi nu am apucat să citim. Atunci nu mai considerăm că e necesar pauza. Eu vă spun cinstit că nici eu nu le-am citit, eu merg prin crederea... Domnul președinte, și vă rog, nu-mi stricați ziua, că am invitații. La ordinea de zi, dacă mai sunt discuții. Dacă nu sunt supun la votul ordinea de zi, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Domnul Orchean? Pentru. Și doamna Sticlaru, vă rog. Pentru. Mulțumim. Am rugăminte, domnul președinte. Domnul Dumitru Mihai este absent, în rest prezenți toți consilierii. Haideți să stabilim o sumă. Pentru colegii care se domnul, înainte de a invita la vot, haideți să spunem votul din sală. E ok așa. Adică și eu aș vrea să știu dacă sunt online cum... Nu, nu, nu. Ok, avem unanimitate. 20 de consilieri prezenți, 20 de consilieri au votat pentru... Am ridicat și o problemă, că domnul Dumitru a votat odată înainte și a votat... Păi, pe individual. Așa că e bine. Votul este individual, nu trebuie să fie cum votează. Așa e la PNL, ești online. Democratică. O disciplină de partid, vă rog frumos. Doar le povestiți, domnul Bușor, că e mai mare, că la ei nu există. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observați la procesele verbale anterioare, respectiv procesul verbal de 27 septembrie 2023, ședință ordinară. Toate odată sau pe rând? Dacă nu supun la vot, cine este pentru?
Domnul Orechean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Mulțumim. Procesul verbal din data de 29 septembrie 2023, ședință extraordinară. Cine este pentru? Domnul Orechean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Procesul verbal din 6 octombrie 2023, ședință extraordinară. Cine este pentru? Domnul Orechean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumim. Și procesul verbal din 16 octombrie 2023, ședință extraordinară. Cine este pentru? Domnul Orechean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumim frumos. Am avut unanimitate la toate procesele verbale. Intrăm în ordinea de zi. La primul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Ponești anul 2023. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Ținând cont de solicitarea privind suplimentarea bugetului ca urmare a faptului că sunt aprobate bugetul inițial nu a mai sigur rezolvarea tuturor acțiunilor și activităților curente până la sfârșitul exercițiului bugetar, se propune ca aceste sume să fie alocate din depășirile de venituri înregistrate la anumite capitole bugetare. Ca urmare a acestor solicitări, pe baza analizei efectuate spre pentru de execuție, se constată că la anumite capitole bugetare se înregistrează depășiri de venituri, astfel încât acestea se poate fi alocate conform destinației solicitate. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul comisiei numărul 1. Aveți favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt observați, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnul Orechean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumim. Avem 20 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cerurilor de locuințe în vederea repartizării locuințelor sociale destinate închirierii în municipiul Onești pentru anul 2024. Inițiator, Regina Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. În vederea soluționării cererilor privind repartizarea unor locuințe sociale, autoritățile municipiului Onești au obligația de a aproba în mod subiectul de bază pe care se repartizează locuințele sociale, actele justificative necesare care însoțesc cererea și locul de primire a cererilor. De hotărâre se propune aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru cererea de locuințe, vederea repartizării, precum și documentele necesare, întocmiri de stabil cu prinții mai multe de la partea de prioritate. Față de cele prioritate, vă rugăm să mă dinăcați la aprobată de următoare. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt observați, spun la vot proiect de hotărâre. Cine este pentru? Comisie. Comisie. Reprezentanții comisiilor. Comisia 1 a vis favorabil, a spus. Comisia numărul 3. Favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumim.
Reluăm votul. Cine este pentru? Domnul Orgean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumim. Avem 21 de voturi, 21 de voturi pentru. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al cheltuielilor de întreținere repartizat la plată chiriașilor din imobilul situat în Strada Libertății, numărul 1, municipiul Ponești. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezentare și ratul de aprobare. În conformitate cu prevederile legale aplicabile de domeniu și având în vedere necesitatea reactualizării chiriei și cheltuielilor de întreținere repartizate la plată, ca urmare a modificării situației locative, prin lucrări de reabilitare a camerelor din imobilul situat în Strada Libertății numărul 1, considerăm că prezentul proiect îmi recunoaște condițiile pentru a fi supus verificării și aprobării dumneavoastră. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Au cuvânt reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Aici am citit că e buletin de vot, aici sau la următorul? La următorul. Discuții pe marginea proiectului, vă rog, discuți. Doamna Oprea, am o întrebare, chiar dacă nu am tot discutat pe proiectul 2. Am văzut aici, am înțeleg că unde spate suma de 50 de lei de persoană, dar există cumva o posibilitate legală să taxați un pic mai mult adulții și mai puțin copiii, pentru că situația pe care o avem acum, îl bogărați tot familie cu mai mulți copii, e mai dificil. Poftim? Ok, am înțeles. Deci nu există nicio posibilitate legală. Corect, mulțumesc. Dacă mai sunt observații, vă rog. Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Domnul Orțean? Pentru. Și doamna Sticlaru? Pentru. 21 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 223 din 27 septembrie 2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Onești din Consiliul de Administrație al Unităților de Învățământ Preuniversitar din Municipiul Onești pentru anul școlar 2023-2024. Inițiator, Nedine Victor Laurențiu Dimar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta statul de aprobare. Luând în considerare prevederile legale în materie, precum și necesitatea de semnării un singur reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Onești, Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Școlar, pentru buna desfășurare a activității acesteia, vă supun spre analize de dezbatere proiectul de hotărâre înaintat. Ca fiind cele reprezentate, vă rog să le divulgați. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aveți favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumim. Aici există buletin de vot. Discuții și nominalizare. Discuții și nominalizare. Cer scuze. Discuții. Completare. Nominalizare, vă rog frumos. În partea lui PSD, nominalizat cu domnul Ionuț Cocean. Nu se rău și păstrează nominalizare. Doamne, votează. Mulțumim, vom avea două persoane. Pauză 5 minute. Aici mai sunt propunere. Vă rog. Adrian Paiu. Adrian Paiu. La propunere. Alte discuții, dacă mai sunt? Pauză pentru studii. Putem studia proiectele de pe... Proiectele... Domnul Miruță, vreți să chemați colegul de acolo? Catecan de vârstă. Catecan de vârstă, dacă se poate. Mulțumim. Costă de la față. Costă, da. Vă dau o... Mulțumim, viu stele de vârstă, domnul tău, cu doptea. Mulțumim, municipiul Ponești.
dosare. Este zis. Avem un viu pe aia. Thank you.
Rezultatul în urmă, domnul Cocean Ghiuliu, 14 voturi, curată cu deputatul Maria Zeina, 11, dar se vede acolo scrie 11, îmi cer scuze, nu văd eu bine. Deci cu vina noastră nu vedeți bine. 11,1. Că vreți să mă ducați? 11 semnați. Votul valabil exprimat de 19, domnul Cocean Ghiuliu 11, doamna botezată Maria 3, domnul Paiordian 3. Proiect de hotărâre. Două persoane care sunt online votează. Sunt două nule. 11 pentru Cocean, 3 pentru Botezatu, 3 pentru Paiu și 2 nule. 11 cu 6, 7. Și cu 2 din online? Și cu 2 online, 21. Da, discutăm de 11. E tot în regulă, da? Da. Mulțumesc. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Onești numărul 201 din 17 august 2023 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Municipiul Onești și a metodologiei privind măsurile organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Onești. Inițiator, Medina Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. În cazul unor ședințe ale Consiliului Local, se constată că președintele de ședință de senat nu s-a aflat în localitate, astfel fiind necesar emiterea unui amon și hotărâri de locuire acestuia. Avem în vedere cele menționate pentru utilizarea activității Consiliului Local și rezolvarea problemelor locale cu cele ridicate, se propune modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local, respectiv, în cazul în care președintele de ședință lipsește, ședința va fi condusă de viceprimarul aflat în funcție. La cele prezentate, vă rugăm să vă liberați să aprobați proiectul de hotărâre formal prezentat. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aveți favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Domnul Cimpoieșu, vă rog. Mulțumesc. Am avut astăzi o discuție cu domnul secretar. Da. Referitor la acest punct și aici zice așa, în cazul în care președintele de ședință lipsește, se află în imposibilitate sau refuză justificat să conducă ședința, da? Aceasta va fi condusă de viceprimar aflat în funcție. Păi dacă refuză justificat, de ce trebuie înlocuit? Prevederea aceasta este ok dacă regulamentul este folosit cu bună credință, da? În momentul în care acest regulament și această prevedere nu mai este folosită cu bună credință, se întoarce exact împotriva consilierilor locali. Da? Pentru că președintele de ședință are anumite atribuții. Și la un moment dat s-ar putea să nu fie persoana cea mai indicată pentru anumite proiecte și să fie nevoie în urma unor jocuri de culise să fie schimbate. Eu cred că nu e ok, dar am înțeles că este prevederea nu din codul administrativ, ci din regulament și că a preluat, nu a fost preluat cu totul. Ne poate rămâne, nu se vedea? Da. Noi toți cei care, în special cei care au inițiat, la care am contribuit și eu, am corectat câteva lucruri, și acum a spus și domnul consilier, a plecat de la premisa de bună credință. Eu nu vreau să mă gândesc la alte lucruri și până acum, din câte știu eu, toată experiența mea de când sunt secretar al Municipiului Onești, până s-a întâmplat ca din Consiliul Local, din primar sau din alt consilier să fie de la credință să încerce cu totul alte lucruri necurate sau murdare. Nici nu cred că se va întâmpla în aici, dar nici nu pot să garantez că mâine, poimâine sau într-un an, în urmă sau eu știu, nu se va întâmpla și altfel. Asta e situația.
Dar așa cum am spus și domnul Cimpoieșu, dacă cineva va încerca să joace murdar, eu nu mă voi delimita de lucrul acesta și mă voi da la o parte, din punctul meu de vedere. Atâta vreme cât secretarul general al municipului convoacă ședințele și are această atribuție legală, nu în mod. Da, eu nu văd niciun impediment, acum cum aprecia și dumneavoastră cu majoritatea dumneavoastră. Premisa de la care am plecat cu toții a fost că pot fi acele ședințe de îndată, online, sunt lucruri stringente și urgente. Și Consiliul Local nu poate fi convocat, nefiind președintele, va trebui să fie cu vot secret să vină toți. Așa, stabilim prin regulament, domnul viceprimar care este permanent aici în aparatul de specialitate, poate să participe și în ședința online și în felul acesta să demare mai departe activitățile necesare. Cum apreciați, eu nu văd niciun impediment, nici de legalitate, nici de interpretare. Vă mulțumim, dar nu mai spuneți alte observații. Dacă îmi permite. Vă rog. Domnul secretar a punctat și corect situația din municipiul Onești. A luat un caz particular. Eu am pus problema la general. Este ok. Aș fi vrut ca la ședința ordinară să stăm președintele votat să nu poată fi înlocuit. Dar înțeleg logica pentru logica pe care zice domnul secretar. Okay. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu mai sunt observații, propun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva abțineri, nu am văzut. Domnul Ionu Ciorfean. M-ați auzit pentru. Da, mulțumim. Doamna Sticlaru. Pentru. Vă mulțumim. Lipsește din sală doamna Pașcu. Pentru că avem 20 de voturi, nu a participat doamna Pașcu Popeloa Elena. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului de activitate a asistenților personal ai persoanelor cu handicap grav în semestrul 1 al anului 2023. Inițiator Neginevică Laurențiu Primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea raportului de activitate ce conțin date referitoare la activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav. Se apreciază că pentru sănătul lumii al anului 2023, la nivelul municipiului Ionești, serviciile sociale prestate de către asistenții personale persoanelor cu handicap au corespuns standardelor de calitate în domeniu. Față de cele prezentate, vă rog de deliberat să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aveți favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Orhean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Prezenți, 20 de voturi pentru, împotrivă 0, abțineri 0. E corect, da? Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza municipiului Ionești de sub actul inițiator de bine Victor Laurențiu Primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta raportul de specialitate. Luând în considerare faptul că primarul municipiului Ionești nu a vizat campanii publicitare de promovare a site-urilor pentru adulți care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a copiilor și tinerilor, iar reabilitarea formului respectiv este o măsură excepțională
se impune adoptarea de soluții imediate, considerând că astfel de expuneri publice încurajează un comportament la limita morală publice și se pune adecvate ca să desfășura pe raza municipiului Onești, identificându-se necesitatea interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza municipiului. Față de cele prezentate, vă rog de legea și aprobați proiectul de hotărâre prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat, au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aveți favorabil. 7. Comisia numărul 4. 7. Comisia numărul 4. Aveți favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, se punem la domnul Alonat, încerc să spun. Mică. Sau mic amendament. Să-ți vă rog. Fiind o chestiune strict de formă, am văzut la articolul 3. Ar fi ultima propoziție care s-ar repeta și pentru profesionalism, așa că ar trebui înlăturată. Să apară în hotărâre, să apară doar o singură dată acea propoziție. Agentul constatator odată cu constatarea aplică și sancțiuni. Mm. Mm. Deci în proiect, la articolul 3, ultima propoziție se repetă. Da, exact. Tocmai de ce poate. Nu era și numit amendament. Se poate face amendament cu prima asta. Robert, ai ceva? Da, nu e rău. Se elimine teza. Facem amendament? Da, este amendament făcut și se păstra cu acest lucru. Supunem întâi amendamentul? Da. Supunem la vot amendamentul domnului Andor. Ce este pentru? Domnul Orhean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Și acum proiectul cu amendamentul. Cine este pentru? Domnul Orhean? Pentru. Și doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumim. 20 de consilieri prezenți, 20 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat practicate de SCD pe PSA făcut până la octombrie 2023. Inițiator, ne vine Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Luând în considerare noile schimbări legislative privind calitatea, privind stabilirea salariului minim pe brut pe țară, prin documentele anexate la proiectul de hotărâre, operatorul SCD de domeniul public și privat în acest stat, fundamentează creșterea de tarife și propune aprobarea aplicării acestora începând cu data de 1.10.2023, conform anexei 1 la proiectul de hotărâre înaintat. Având în vedere cele ridicate, vă rog să analizați să aprobați. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Comisia favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Bună ziua. Vă mulțumim. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiect de hotărâre. Cine este pentru? Domnul Orhean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumim. 21 prezenți, 21 pentru. Corect? Nu, a fost abținere. V-ați abținut? Da. Încerc scuze. 3 abține, da? 4 abține. 4. Înseamnă că rămân 17 pentru. De 17 voturi pentru, 0 împotrivă, 4 abține. Îmi cer scuze că n-am observat. Spui mai atent. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării listei spațiilor ca destinația de cabinete medicale sau unități conexe actului medical aflate în proprietatea municipiului Onești ce pot fi supuse vânzării conform ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor comerciale private a statului sau unităților administrative teritoriale cu destinație de cabinete medicale, precum și a spațiilor care se joacă cu unități conexe actului medical. Are cuvântul domnului secretar general pentru a prezenta raportul de specialitate.
În împozărare faptul că inerea în cipul Mâși Bulevardul Republice numărul 58 este un spațiu de destinație de cadenele tehnică de vânzare, imobil înscris în cartea funciară, ce ar putea face obiectul vânzării pe licitație publică, prin prezentul proiect de hotărâre se propune actualizarea listei spațiilor ce pot fi spațiul de vânzare în forma anexei proiectului de hotărâre. Față de cele prezentate, vă rugăm de liberați să aprobați proiectul de firmă prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor, numărul 1, vă rog. Aveți favorabil? Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumim. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, se pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnul Orhean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. 21 pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Corect, da? Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrația unor unități de învățământ în administrarea Consiliului Local Onești a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în vederea scoaterii din funcțiune, declasării și casării acestora. Inițiator ne vine Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general. Aprobarea propunerii de casare venite din partea Comisiei de Casare a bunurilor în patrimoniul municipiului Onești, referitoare la unele mijloace fixe și obiecte de inventar, bunuri aflate în administrarea unor unități de învățământ din municipiul Onești, prin prezentul proiect de hotărâre se propune scoaterea de funcțiune, declasarea și casarea acestora. Față de cele prezentate, vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumim. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu se supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Domnul Orhean? Pentru. Și doamna Sticlaru? Pentru. 21 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor obiecte de inventar și aprobarea actului adițional al procesului verbal de cadenă primire numărul 17.054 din 18.2010, partea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat pe PSC, DPP, SA, UNEŞ. Inițiator, Mihai Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general. În vederea realizării obiectivelor stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public, ce se folosește domeniul public și privat Onești S.A., se propune darea în administrare unui mijloc fix, toaletă ecologică, raportabilă triplă, achiziționată de municipiul Onești prin contract de furnizare, către 10 domeniul public și privat Onești S.A. și încheierea unui act adițional la contractul de delegare. Față de cele arătate, vă rog. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumim. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Domnul Orhean? Pentru. Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. 21 pentru. Am reținut bine, da? 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui proiect proprietat în municipiul Onești. Inițiator, Neghin Victor Laurențiu, primar. Domnul secretar, aveți cuvântul. Prin hotărârea Consiliului Local a fost atribuit sub forma concesiunii terenul suprafață de 61,4 de metri pătrați situați în Bulevardul Republicii numărul 11. În conducătarea registrată la primăria municipiului Onești, se propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate în anexa la proiectul de hotărâre. Având în vedere cele menționate, se propune și pe analiză și aprobare prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Aziz favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnul Orhean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. 21 pentru.
0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Onești. Inițiator, Nedine Victor Laurențiu, primar, domnul secretar general, are cuvântul pentru a prezenta referatul de aprobare. Prin cererea înregistrată la primăria municipiului Onești, cererea de farmisele este și aprobarea concesionării unei suprafețe de 154 de metri pătrați aparținând domeniului privat al municipiului Onești, în vederea a construirii unui spațiu comercial cu destinația de farmacie. Până în pozărarea cele menționate, pe cum și prevederile legale în materie, vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul de hotărâre până prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1 favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumim. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnul Orhean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumim. 21 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea SCDPPSA în administrarea Consiliului Local a unui mijloc fix, baracă, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acesteia. Are cuvântul domnul secretar general. În procesul verbal de constatare, Comisia de Analiză în vederea casării mijloacelor fixe și obiectelor de inventar de patrimoniul UAT Onești a constatat gradul de uzură și degradare a unui mijloc fix propus pentru casare, bun aflat în administrarea SCDP-ului public și privat în Dresan. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune preluarea în administrarea Consiliului Local și încheierea unui act adițional la procesul verbal de predare primire, partea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice. În vederea casării și valorificării mijlocului fix menționat în anexa 1 la proiectul de hotărâre. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să dispuneți. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Favorabil. Și numărul 4. Favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, spun la vot. Cine este pentru? Domnul Orhean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumim. 21 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării cu acordul părților a contractului de închiriere numărul 484 de 29 martie 2022. Inițiator, Nedine Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general. În adresa înregistrată la primăria municipiului Onești, domnul Costelnicu Bogdan Dumitru solicită încetarea contractului de închiriere pentru imobilul de teren și construcții extindere balcon spart în strada Daciei, motivat de faptul că s-a încheiat contractul de vânzare temporare, ce are ca obiect imobil menționat. Astfel de cele prezentate, vă rog să deliberați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de societate a fost prezentat, are cuvântul reprezentant al comisiei numărul 4. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Nu sunt, spunem la vot. Cine este pentru? Domnul Orhean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumim. 21 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. E corect, da? Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru unele bunuri imobile aflate în proprietatea municipiului Onești în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora. Inițiator, Nedine Victor Laurențiu, primar, are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta raportul de specialitate. În vederea înregistrării sau actualizării evidenței contabile și tehnico-operative pentru bunurile aflate în proprietatea municipiului Onești, evidențiat în anexa la prezentul proiect de hotărâre, s-a întâlnit cu expertul evaluator, autorizat la raportul de evaluare conform prevederilor legale. E necesar la adoptarea unui hotărâre privind însușirea și aprobarea acestuia. Față de cele prezentate, vă rugăm de eliberați și aprobați. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Domnul Dobre, ați votat? Da. Domnul Ortean? Pentru. Și doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumim. 21 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea contractului de concesiune numărul 233 din 11-11-2002 pentru suplimentarea suprafeței de teren concesionate și modificarea rezervenței. Inițiator de Ghine Victor Laurențiu Dimarare, cuvântul domnului secretar general pentru a prezenta necesarul de aprobare. Prin asaștarea legislatului la Primăria Municipiului se propune modificarea contractului de concesiune numărul 233-2002 privind prin suplimentarea suprafeței de teren concesionate pe 18 metri pătrați și modificarea rezervenței. Suplimentarea suprafeței de teren se propune să face pe perioada de validitate a contractului de concesiune la valoarea rezervenței de concesiune inițiată stabilită conform anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 152-2021. Față de cele prezentate, vă rugăm să deliberați să aprobați în consecință. Raportul de specialitate a fost prezentat. Dau cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1 și numărul 4. Vă mulțumim. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Domnul Ortean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumim. 21 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru anumite categorii de funcții publice și contractuale din aparatul de specialitate al primarului, instituțiile, serviciile publice de suport în acestul local, concordate și prevederile hotărârii Guvernului numărul 900 din 2023. Inițiator de Ghine Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta recadrul de aprobare. În temeiul noilor schimbări legislative, pentru punerea în aplicare a prevederilor hotărârii de guvern 900/2023, prin care se stabilește salariul minim brut de țară garantat în plată, se impune stabilirea salariilor anumitor categorii de funcții publice și funcții contractuale, așa cum rezultă în anexa la prezentul proiect de hotărâre. Față de cele prezentate, vă rugăm deliberați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1 și comisia numărul 4. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Luați act că nu particip la vot. Am înțeles. Domnul Ortean? Pentru. Și doamna Sticlaru? Pentru. 20 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, nu participă doamna Pașu. Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea, reorganizarea și reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor serviciilor publice din guvernul administrativ local și aprobarea organigramei și statutului de funcții. Inițiator de Ghine Victor Laurențiu, primar, care cu votul domnului secretar general pentru a prezenta raportul de specialitate. Referatul de aprobare, în ce scuze. Având în vedere noile schimbări legislative, se impune reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor serviciilor publice din guvernul administrativ local și aprobarea organigramei și a statului de funcții pe forma anexelor la prezentul proiect de hotărâre. Față de cele prezentate, vă rog de legătură și aprobați în consecință. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Comisia numărul 1, domnul Agari. Aveți foarte bine. Și comisia numărul 4. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Avem și un amendament, amendamentul domnului primar. Votăm întâi amendamentul și apoi proiectul. Discuții la amendament. Votăm întâi amendamentul. Cine este pentru? Nici aici nu votez. Nu participați, am votat.
Domnul Orchean, vă rog. Pentru. Doamna Sticlaru. Pentru. Avem 20 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Corect, da? La amendament. Și acum proiectul numărul 19, împreună cu amendamentul. Cine este pentru? Domnul Orchean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Mulțumim, la fel, 20 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Am notat, domnul Apașcu nu participă. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială, instituție publică cu personal juridic, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Onești. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar pentru a prezenta referatul de aprobare. În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Onești s-au vacantat unele posturi la Direcția Cărnii Persoanele Vârstnice, Cărnii Medicale Școlare și Cărnii pentru Persoanele Vârstnice. Prin pensionarea tuturor posturilor respective, în vederea eficientizării fondurilor bugetare locale, precum și a optimizării condițiilor de desfășurare a activității în cadrul instituției, se propune reorganizarea Direcției Generale a Asistenței Sociale, conform proiectului de hotărâre înaintat. În cazul de cele arătate, vă rugăm deliberați și aprobați în Consiliul de Ședință. Raportul special care a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 4. Vă mulțumim. Discuții pe marginea proiectului. Acum sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnul Orchean? Domnul Orchean nu mai este cu noi. Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumim. Domnul Orchean este absent la acest proiect. Am văzut că a ieșit. Și domnul Bujor. A intrat domnul Orchean. Domnul Orchean, la proiectul 20. Vă rog. Pentru că m-am deconectat, mă scuzați, pentru. Nicio problemă. 21 pentru, 0 împotrivă, 0 abține. 20. Domnul Bujor, mi este în cer scuze. 20 pentru. Proiectul 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 165 din 15 octombrie 2018 privind aprobarea documentației în faza de studiu de oportunitate pentru proiectul dotare infrastructură ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, a indicatorilor tehnico-economici și a acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului ce va fi depus în cadrul hotărârii 2014-2020 axa 8 pe opțiunea 8.1 ambulatorii cu modificările și completările ulterioare. Am sărit peste diverse, dacă a fost cineva neadept. Nu, nu, vezi că are majoritate. Este punctul 21, nu proiectul 21. Punctul 21? Da, este cel culoare la cunoștință. Dacă te uiți la proiectul, nu există niciun proiect, este punctul 21 problemul local, dar adresa către DPP, cea de la DPP înaintată, se va discuta la probleme diverse. Deci la punctul la sfârșit, da? La 22 am citit, dacă e în regulă, da? Nu mai sunt reclamații. Are cuvântul domnul secretar general pentru prezentarea proiectului de aprobare. Prin solicitarea de clarificări primită din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, este necesară să aprobați dând de oportunitate actualizat conform propunerilor de modificare astinse de către autoritatea contractantă în regim de urgență pentru a răspunde solicitările de clarificare. Față de cele prezentate, vă rugăm deliberat și aprobați proiectul de hotărâre formatul. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumim. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnul Orchean? Pentru. Vă mulțumim. Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumim. 21 pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Corect? Proiectul numărul 23.
Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 57 din 28/2023 pentru aprobarea asocierii Municipiului Onești, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Proctor Luca Onești și județul Bacău, în vederea achiziționării sistem angiograf, monoplan, cardiovascular. Inițiator, Liviu Victor Laurent. De fapt, are cuvântul domnul secretar pentru consultarea generală de aprobare. Având în vedere faptul că achiziția angiografului s-a realizat în suma de 4.490.000 lei, fără TVA, conform prevederilor legale și înregistrează economie de 865.000 de lei față de cea estimată. Astfel, Spitalul Municipal solicită alocarea economiei pentru modernizarea sălii unde va fi amplasat sistemul angiograf monoplan cardiovascular. Menționăm că modificarea solicitată nu are implicații bugetare față de ceea ce s-a convenit prin contractul de asociere. Față de cele prezentate, vă rugăm deliberat și aprobat în consecință. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Și comisia numărul 4. Discuții pe marginea proiectului. În mod normal, finanțarea de la partea Consiliului Județean era de până la suma de. Ar fi fost o mare problemă dacă nu exista această economie, pentru că era înainte să descopere managerul spitalului că se poate face această economie, stătea pe capul meu să-i dăm suma să reabiliteze locul unde trebuie amplasat și aveam mari probleme cu acea sumă să o alocăm. Am găsit înțelegere la Consiliul Județean și am făcut modificarea, ne-a lăsat banii, că în mod normal diferența trebuia să o retragă Consiliul Județean și să aloce doar cât s-a cheltuit. Încă o dată le mulțumesc pentru înțelegere, atât pentru sprijinul achiziției acestui aparat deosebit de necesar. Este singur, am înțeles, singurul din Moldova, sau cel puțin primul. Ulterior am înțeles că vor lua și la Bacău, că nu au scăpat fără să achiziționeze și la Bacău, dar la momentul ăsta vom fi primii din Moldova care vom avea acest aparat. Ce fac? Mulțumesc pentru susținere. Dar ce mai spune discuții? Domnul Cipoiești, nu vreau să spun că vor fi și medici. Ce face aparatul? Alte discuții? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă, nu. Domnul Mătean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru, da? Pentru. Dar cu 3 nu votează, asta înseamnă 18. 18 pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Corect, da? Proiectul numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației în faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție ideale și lucrărilor de intervenție pentru proiectul modernizarea spațiului în vederea instalării de capitolul medical și pangeograf. Inițiator, Neginu Victor Laurent, primar, are cuvântul domnul secretar general. În vederea instalării și montării angiografului este necesară amenajarea sălii de operații corespunzător cerințelor. În acest context a fost elaborată documentația de avizare a lucrărilor de intervenție economici, documentație și este supusă aprobării de dumneavoastră. Față de cele prezentate, vă rugăm cu liberă să aprobați în consecință. Raportul de specialitate la proiectul care a fost prezentat, au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1 și numărul 4. Am luat că nu plătează cei 3 reprezentanți în cadrul Consiliului Administrației al Spitalului. Dacă mai sunt observații la proiect, nu sunt observații, supun la vot cine este pentru.
Împotrivă, abțineri. Nu votează doamna Pașu. Aici, ok. Domnul Otean? Administrația locală. Pentru. E vicepru. Și doamna Sticlană? Pentru. Vă mulțumim. La fel ca la proiectul precedent. 18 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiect numărul 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației în fața DALI și indicatorul de impunere pentru renovare obiectiv localizat în strada Pescuitului numărul 3, Onești, județul Bacău. Inițiator, Neginic, Fărmărăs, primar, recunoscut domnul secretar general. Conform legislației în vigoare pentru proiectul de renovare obiectiv localizat în strada Pescuitului numărul 3, este necesară aprobarea documentației în fața DALI, precum și indicatorul tehnic economic, raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentantul comisiilor numărul 1, comisia numărul 4. Mulțumim. Am luat acțiune în 14 și cei 3 membri din Consiliul de Administrație de la Spital. Discuții pe marginea proiectului. Da, ce scuze. Am notat deja. O să modificăm. O să spun că facem din nou 25. Se mai întâmplă, ce scuze. Da, supunem la vot proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu am văzut. Domnul Orchean. Pentru. Și doamna Sticlaru. Pentru. Vă mulțumim. 21 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiect numărul 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației în faza DALI și a indicatorului de încălzire pentru proiectul renovare energetică a blocurilor de locuințe din Onești. Inițiator de tine, Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general. Conform cerințelor legale de eligibilitate pentru proiectul renovare energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Onești, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației spațiale de către Consiliul Local. Față de cele reprezentate, vă rog de reverea și aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Favorabil, da. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Domnul Orchean? La proiectul 26. Pentru. Doamna Stipar. S-a auzit? Da, s-a auzit. Mulțumim. Pentru. Pentru. 21 pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Corect, da? Proiectul numărul 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației în faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul lucrări de intervenție asupra clădirilor și amenajări exterioare ale Liceului Tehnologic pentru Poli în municipiul Onești, Corce. Inițiator, Negina Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar general pentru prezentarea raportului de gradului de aprobare. Conform legislației în vigoare pentru proiectul lucrării de intervenție asupra clădirilor și amenajărilor exterioare ale Liceului Tehnologic pentru Poli în municipiul Onești, Corce, este necesară aprobarea documentației în fază DALI, precum și indicatorii tehnico-economice ale deviziile generale pentru Consiliul Local. Față de cele prezentate, vă rugăm de revedere și aprobați în Consiliul. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumim. Discuții pe marginea proiectului. Nu participă doamna Botezatu? Da. Atât, da? Am notat.
Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnul Ardean? Pentru. Mulțumim. Doamna Sticlaru? Pentru. Vă mulțumim. 20 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Corect, da? Doamna director, aveți aprobările necesare. Spor la treabă și succes. Mulțumim. Proiectul 28. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 120 din 6/8/2018 pentru aprobarea DALI, faza lucrări, modernizare și dotare Biblioteca Municipală Radu Tăpi Ionești, modificările și completările ulterioare. Inițiator, inginer Victor Laurențiu Primar, are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta raportul de referatul de aprobare. În vederea elaborării proiectului de contractul de sat, precum și evidențierea economiilor înregistrate ca urmare a încheierii unor contracte ale căror valori obține de lucrări de valori inițiale, se impune aprobarea de discuție generală actualizată în septembrie 2023 a proiectului tehnic revizuit a noilor și a noilor indicatori economice. Față de cele prezentate, valorile deliberate se aprobați în consiliul sat. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1 și numărul 4. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Domnul Ardean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. 21 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul 29, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 149 din 2 septembrie 2018 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice în faza DALI pentru proiectul modernizarea infrastructurii din zona Orizont, strada Mercur și amenajarea piațetei Casei de Cultură, municipiul Conești, județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare, inițiator, nevinitorul meu primar, domnul secretar al discuției. Pentru proiectul integrat menționat în proiectul de hotărâre este necesară modificarea devizului general înseamnă cu indicatorii tehnico-economici atât pentru componenta inițială cât și pentru proiectul integrat, ceea ce implică modificarea bugetului proiectului, actualizarea indicatorilor tehnico-economici a devizului general și a surselor de finanțare. Față de cele arătate, votăm deliberați și aprobați în consecință. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiei numărul 1 și comisia numărul 4. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului. Nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnul Ardean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. 21 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Proiectul numărul 30. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 84 din 13 mai 2019 privind actualizarea proiectului reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești și a cheltuielor legate de proiect și aprobarea actualizării numărul 4 la acordul de parteneriat numărul 48.122 din 3.10.2017 cu modificările și completările ulterioare. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. În adresa înaintată de Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Luca Onești se solicită actualizarea indicatorilor tehnico-economice, investiții, reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Luca și aprobarea devizului general actualizat conform prevederilor ordonanței 15/2021 și a ordonanței de urgență 64/2022 în vederea înaintării documentelor necesare pe plan de reînnoiesc și obținerii tuturor aprobărilor pentru majorarea valorii nerambursabile a contractului de finanțare. Această actualizare este necesară în contextul apariției unor prevederi legislative care reglementează actualizarea prețului materialelor și a valorii raportat la data contractării instituției lucrărilor, precum și apariția unor lucrări suplimentare necesare finalizării în termenul condiției obiectivului.
Față de cele prezentate, raportul de bază aprobat proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de program prezentat, cu cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Discuții de marginea proiectului. Participă membrii de la spital. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnul Părfean? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. 21 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Am ferit punctul 21, probleme de interes local, dacă se înscrie cineva la cuvânt. Doamna Pașcu, altcineva? Am înțeles. Eu cer scuze. Vă să țineți să zic că v-am dat dreptul cogeției și vă rog să ne spuneți. Aprobarea coeficienților la salarizare de la BVP, am luat cunoștință de ele, sunt de acord. Da, vă mulțumesc frumos. Doamna Pașcu, vă rog, aveți cuvânt. Am două chestiuni de pus în discuție. Prima este o situație legată de modul în care arată terasa improvizată de lângă magazinul Alex Chioșcu, Alex de aici din, de la ieșirea din cartierul 6 Martie spre oraș. Și-au improvizat o terasă, înțeleg că nu au concesiune, nu au niciun fel de intrare în legalitate și se consumă băuturi alcoolice în zona respectivă. De fiecare dată sunt 5-6 persoane care sunt în stare de ebrietate și se produc în stație, în fosta stație, paralel cu lateralul bibliotecii. Pe colț, cu Oitoscu. Sunt situații conflictuale în ultima vreme, cred că ar trebui luate măsuri și arată foarte rău modul în care și-au improvizat acolo acea terasă. În punctul meu de vedere este de intervenit. Pentru a evita, cum să zic, n-au cum să de... Da, sunt convinsă că dacă nu... Mie mi s-a comunicat de 3 ori în ultimele 2 zile faptul că au existat persoane deranjate de atitudinea celor care consumă băuturi alcoolice în preajma chioșcului respectiv și e totuși centrul orașului, aproape de Moisil. Știu că terasa nu are autorizație, m-am interesat. Și a doua chestiune, nu știam de ce nu este publică ședința. Nu, e exclusivul, da, dar pe pagina primăriei. Nu este la, n-avem live. Oricum e publică, odată ce o transmit exclusivul. Da, în fine, nu întreba una de ce nu e pe pagina primăriei tehnică. Da. Bine, mulțumesc. Dar pe nu era nicio televiziune, nu era, nu e nicio... Da, nu e problemă tehnică. Cu siguranță următoarea ședință va fi remediată. Domnul Zanciu, vă rugăm. Da, mulțumesc. La o ședință anterioară... La o ședință anterioară am avut o discuție cu domnul Mare legat de intersecția Republicii Buciului. La ședința comisiei, cum ați spus, la comisia de circulație. De 4 la 10 s-a luat în discuție și acest subiect. Ulterior, s-a venit cu un aviz favorabil, prin care acest lucru trebuie să se întâmple, adică trebuie să dați o măzdărare reactualizarea timpilor de la intrarea în publice, să tângească în Buciul, să se mărească acel timp. M-a semnit la comisie, v-a răspuns ce s-a zis la comisie. Comisia va transmite, asta e un circuit. Un circuit, dar mi-a spus că și școala, într-adevăr, și școlile afectează, dar blocajele sunt și în afara intervalului în care vin sau pe după timp de acolo. V-a zis, dacă s-a luat act de treaba asta, eu și evit mare de multe ori să intru în comisia de circulație pentru a nu se interpreta că influențez într-un fel. Chiar să evit acele comisii, să-și putea cu părerea de specialiști. Și e un procedeu de pentru ADPP și... Am înțeles, dacă ești și școala în influență, într-adevăr, dar blocajul sunt și la afară intervalului de venit și aprecioarea copilor, școala o să mai fie cu timpul cel puțin jumătate de ani, să vă fie la ce la față. Sperăm mai puțin. Să vă fie să fie și mai puțin, dar vedem. Domnul Cimpoieșu, vă rog. Haideți să vă răspundem de lucruri. Vă rog.
Păi prin intersecția aia 4-5 ori pe zi, acolo stau. Să știți că nu e nicio diferență la timpul de așteptare, sau diferența este insesizabilă a timpului de așteptare când se fac stela pe strada Sociumului. Da, într-adevăr, la ora 8 și la ora 2 e pic aglomerat, dar așa era și noi. Iar eu zilnic trebuie, trebuie să ajung și eu acasă. Vă zic că era mult mai încurcat înainte. Da, că e ok. Acolo era interzis să faci stânga pe bucură. Da, într-adevăr, sunt doar 15 secunde care trebuie să fac stânga, dar suficient ca să... Bine, v-am discutat asta și la Peni, cu 5 secunde, am cerut repede 2 ani de zile. Nu știu dacă s-a rezolvat. Votul meu e tot unul din 7-8 voturi câte sunt în comisie. Nu e problemă să semnez. Alte discuții? Avem un invitat, vă rog. Da, vă permite, vă rog. O să vin un pic mai în față ca să vă vedem. Bună ziua! Cercevațile mă numesc. Un locatar al Omenegiului de 20 ceva de ani. Domnule primar. Doamnelor, domnilor, onorată comisie, consiliu, este o onoare să fiu și eu pentru prima oară și mă bucur că oferiți conform anumitor legi din Constituție să participe și cu ei. Aș avea niște probleme legate de locuințele sociale din zona de jos, Dacii 3 și 5. O problemă care lasă pe toți și ne dezgustă, pentru că la început, când ne-am adunat cu toți aici, nu știam, precum cățelușii, când este frică de fiecare, unul de altul. Acum se merge cu nasul pe sus. De ce oameni buni? De ce? Au venit săraci și au trecut toate bunurile și au obținut o locuință pe nedrept, domnul primar. Este o problemă care toată lumea o discută, mi-am luat inima în dinți să putem ajunge să spunem oful, pentru că sunt unii care nu-și merită locuința aceea de drept. Sunt alții necăjiți și în situația mea sunt înalți, slăbuți, frumos, prezentați, dar statutul e unul aparte. Vă rog, să luați o măsură, să luați-o ca atare, pentru că dacă vecinii mei astăzi ar fi fost toți aici, veneau toți cu aceeași probleme. N-ați înțeles. Pe ce criterii s-au dat locuințele sociale, dacă tot a spus că n-ați înțeles? Asta am încercat să spun mai detaliat. Deci vreau să sunteți nemulțumit că anumite persoane au beneficiat. Și anumite care nu beneficiază, în care să merite drept acea locuință, că sunt locuințe sociale, cu timp, cu un regim aparte. Noi chiar acum avem o comisie care verifică acest lucru. Vă rog să intrați un pic, să... Domnul Cimpoișu face parte din comisie și vă poate spune câteva cuvinte. Vă rog, domnul Cimpoișu. Am fost acolo. Să spun că nu pe ce criterii. S-au dat pe criteriile legale, nu pot să zic asta. Am înțeles, dumneavoastră le verificați, da? Și o să faceți un raport. Raportul va fi sunt criteriile necesare. Ar mai fi o problemă cu chirie. La locuințe sociale, am înțeles. Nu ne permitem ca an de an, înțeleg că datorită inflației, am citit și în monitor oficial, locuințele tip ANR, odată cu scumpirea inflației se scumpe și numărarea inflației se scumpe și chiriile. Dacă sunt răspunzători cei care au spus domnul primar, haideți veniți în sprijinul nostru să putem lucra o chirie modică. Spune-te, vă rog, că plătesc chirie. Ca să pornim de la suma care plătesc chirie. Domnul Ilan Noste, plătesc la două cani. Este 290 și ceva de lei. La două cani. 295, mai exact. La două cani. Persoane care în locuințele sociale au doar ajutor social. Doar un venit cu un ajutor social. Deci sunt diferențe de venituri în arelele sociale. De asta aveți ajutor social? Ajutor social, datorită, vă mulțumesc la lucrurile care v-ați ajutat. Dar sunt cu un ajutor social, avem și colegul meu. El are și un certificat de handicap.
Și venitul nostru nu este atât de mare cât să ne putem permite. Dumneavoastră aveți o chirie de 140 de lei de persoană. Stați amândoi la ce vreți să vă dăm un punct. Noi am dorit foarte mult să ajungeți printr-o hotărâre de consiliu. Dacă avem este variantă mai ieftină, îmi îndreptăți bun. După cât își permite fiecare, și nu puteți solicita transferul libertății mele și aveți un preț mai mic. La asta nu numai voi spun. Nu numai eu vin personal. Păi nu, eu vă spun, dacă la 140 de lei de persoane este mult, mai există varianta cu libertății 1 mai ieftin. Nu face schimb și sigur se găsește din libertății 1 cineva să vină în locul dumneavoastră cu 290 de lei. Sunt mulți care își doresc să stea cu 290 de lei în apartament. 295 de lei pentru două camere, ca să înțelegeți. Da, apartament cu două camere. Dacă considerați că este mare, cu trei camere, 365 de lei. Nu mai spune problema blocului. Nu numai la numai noi. Nu înțelegeți, dar dacă considerați că este... Ăsta e tariful pentru un apartament cu două camere. Pentru trei camere, 360. Dacă considerați că este bun, avem varianta cu libertății 1. Faceți o solicitare, sigur, din libertății 1. Sunt care și-ar dori să stea în Dacii și beneficiați de un preț mai mic. Problema noastră că acum suntem noi aici. Credeți că nu credeți undeva după modificări, vreo 60 de lei cu tot cu întreținere. Chirii plus întreținere. Tot cu. E variantă și mai ieftină. Pare că își permite. Mai este o problemă pentru că anul trecut, în perioada sărbătorilor, se mai ucideau la subsol și dormeau, ca să nu folosesc un cuvânt, oamenii străzi. Mi-ați pus ușa la blog, dar interfonul lasă de dorit. Deci nu vă stricăm. Deci am vrea să facem o posibilitate să închidem și pe timp de noapte ca fiecare să intre cu gen cartela aceea. Mă, să ne gândim să facem asociații, cum am făcut la ANL-uri, să facem asociații, să vă autogospodăriți și acolo. Cred că viitoarea ședință o să propun înființarea de... asociații și acum și atunci cu autogospodării. Sunt de acord, pentru că nu e prima oară când mă apuc la 1 noaptea, 2 dimineața să mă duc să spăl și scărbă. Problema este că, vă dați seama, se intră ca la ei acasă. Nu pot să mă lupt cu ei. Eu vă promit că ne vom mobiliza să facem demersurile să... Deci nu avem așa asociații și vă rog din suflet. Vă rog, față și de... Deci, colegii dumneavoastră, să rezolvați problema asta și cu interfonul și cu ușa să nu mai fie ca la ei acasă. Dacă există o posibilitate, domnul primar, eu o să fac un demers mai sus, să fac o adresă la București. Că am înțeles că tot Bucureștiul m-au trimis către dumneavoastră, de asta mi-am luat inima în dinți. Legat de chei. Vă rog, există o posibilitate să reduceți suma pentru... Nu se dacă noi hotărâm, dacă noi... Bucureștiul la dumneavoastră mă trimite. Orice discuții și încerc să mă documentez ce ține de asta... Din punctul meu de vedere, la există alternativă cu preț mai mic. Deci, pentru cine nu se descurcă, eu, cum să trăiești? Libertății sunt 5 copii care, cum se cheamă, tot așa un venit social, în care, într-adevăr, nu au posibilitate. Nede, o familie Nedeu, cu care are, într-adevăr, copii la școală. Până să începem să mai dăm. Noi suntem mulțumiți, mulțumim frumos că ne-ați ajutat să ne-a dat urmința asta. Cine ne-a dat-o în timpul potrivitatul 20 de ani? Ne-am descurcat, am plătit, suntem la zi. Noi am venit să discutăm sau deși domnul primar, că dacă mă apucam să vorbesc în altă parte, ieșeam o altă discuție. Dumneavoastră, puteți lua o decizie, dar tot în faza Consiliului. Este foarte complicat să luăm decizii acolo unde nu sunt asociați. Pentru că la orice bancă montată e cineva care nu vrea banca. La orice
Cuvântul președintelui de asociații, considerăm că președintele de asociații știe ce își dorește majoritatea, reprezintă majoritatea. O ultimă dorință care o mai dorim de la dumneavoastră. Știți prea bine că nu vă cer mai mult de la absolut nimeni din Măneștiul acesta. Faceți un postiu de bine ca contractul să nu mai fie pe un an de zile, pe 2 ani, pe 3 ani, haideți nu 5 ani. M-am săturat să întotdeauna, de la notar, de la notar. Aici să știți că este pentru că sunt costuri la notar în fiecare an. În fiecare an. Eu anul acesta am rugat-o pe doamna notar de mi-a pus de la dânsa din buzunar. Vă spun sincer, cu toată rușine. La fiecare... M-a ajuns cu titular. Să se face contract. Contract, cel puțin la aneleuri, eu știu că e la 5 ani. Dar se face un act adițional pentru că în fiecare an se modifică datele. Ar trebui să aibă obligație asumată la început, să-și declare modificările apărute. Eu știu că ce s-a putut face, s-a schimbat. Parcă la aneleuri, eu nu știu la directora, putem să-l chemăm eu pe la mai timp, dar știu că e schimbat la 5 ani la aneleuri. Dar cred că putem întrebi la aneleuri. Nu ne chemăm să semnăm acel de 5 ani, noi semnăm adițional. Eu cred că ne grăbim un piculeț, pentru că la proiectul 2 am votat criteriile pentru locuințele sociale, exact ce am discutat noi înainte, și acum ce facem? Păi dacă vine cineva și ne anunță că e ok să facă... Da, poate a trebuit să luăm în calcul și faptul că în timp de 5 ani se mai schimbă niște condiții și... Poate mai sunt unii care nu merită locuința socială. De 5 ani... Dacă dai o declarație, dacă la aneleuri... Dacă ați mers cu mine, doamna consilierul, la acolo putere, n-ați mai dispus așa. Să știți că primul care mi-a cerut reducerea chiriei are mașină cât mai doi la loc. Că sunteți în asentimentul meu, dar m-am abținut să spun ca o mașină. Păi înseamnă că sunt niște probleme cu criteriile de atribuire. Da? Pe care astăzi le-am votat. Înseamnă că asta e situația. Criteriile de atribuire sunt stabilite. Da, de tot mă nostru, mă rog. Ați văzut că cel mai mult am încercat să mă opun, dar atâta timp cât legală... Dar știți ce se... Asta e. Știm foarte clar cum se obțin adeverințele de venit, știm foarte clar cum se obțin veniturile neimpozabile, cum. Și cu asta v-ați spus. Haideți că vă spun eu de unde e chestia asta cu chimia. Am avut surpriza. Da, când am mers acolo în control, prima oară vedeam apartamentele cum arată și când mi s-a zis că pe un apartament de 3 camere, unde locuiesc 3 persoane, 2 adulți și un copil, erau nemulțumiți de chiria de 365 de lei, eu am raportat-o la piața liberă. Și nu mi s-a mai părut în regulă deloc. Da? Adică, nu, 365 de lei pentru 3 camere. Da, nu e mult. Adică, eu vă spun că acolo, în 3 ani, primul mandat. Iar răspunsul la acum, că nu știu dacă s-au emigrat 2 apartamente. Știți, sunt la momentul de față de libere 3. Nu, nu sunt în litigi, diferite litigi, nu-i bun. Am întrebat și nu s-a spus că sunt goale, nu sunt locuri. Eu că sunt niște probleme litigioase. Am întrebat asta, să știți, am întrebat și mi s-a spus că nu sunt ocupate, că sunt libere, dar sunt foarte multe cereri. Deci, ele sunt libere, dar probabil nu sunt niște litigi, prin moștenitori. Unul dintre ele este cu o problemă. Un apartament 7 din Dacia 3. Busuioc. Așa, Busuioc. Da. Angheluță la etajul 3 din blocul celălalt, dar însemna apartament 13. Ioane? 13. Și mai este apartamentul 4 din Dacia 3, blocul Vernil, fostei familii Sidor. Ceva e cu ei. Eu știu că totuși aș vrea să mă faceți pe mine să înțeleg că toți discută că ați scumpit chiria, ați scumpit și utilitățile, apa, sau pentru ca să se amortizați cheltuielile pe aceste apartamente. Nu mai scumpiți să știți apa. Eu vă spun ce spune domnicile. De asta ca să... Altul metri pătrați pe care îi cheltuim vin și la raja. Deci dacă am primit 100 de lei, că am cheltuit metri mei pătrați, 100 de lei plătesc și la raja. Nu știu de ce se întâmplă lucrul ăsta. Deci dacă am 20 de metri cub, la raja la fel plătesc aceeași chestie.
dar nu știm de ce. Încă o dată vă spun, ne organizăm să aveți asociații de proprietari și atunci aveți un dialog. Dacă vă rog de suflet, există o posibilitate să facem, să faceți dumneavoastră cu întreaga echipă cu acel contract, să nu ne mai ducem la notar an de an. Asta e o problemă. Vă rog din sus. Dacă legislația permite. Dacă legislația permite. Sunteți în măsură dumneavoastră pe unul sunt în măsură, adică la legea permite. Da. Dacă legea permite. Vă mulțumesc! Asta cu asociația, să aibă grijă ce își doresc, că s-ar putea să se îndeplinească. Da, da. Nu-i neapărat mai bine decât... Da. Dacă nu mai sunt discuții, declar închisă ședința. Nu, avem discuții, că stai că ziceam făcut așa.